Bănuțul auzise și Dănuț că un ou e cu bănuț și credea că ouul moalei pușculiță cu parale. Avea ca vreo 6 ani și visa să strângă bani, socotind pe uși cu cretă cât costă o bicicletă. Scormonind pe la găini, pe sub cloști și prin vecini, a stricat, pe neștiute, ouă cam vreo 200. Dar s-a pus plângând să zbiere, de necaz și de durere, ce a pierdut și ce a găsit. Că s-a mai și măzgălit cu albuș, cu gălbenuș. De atunci și până acuș n-a ajuns să se mai spele că intrase măzga în piele. A răcnit și a mai țipat, că măcar nu le-a mâncat. Fierte ochiuri s-au răscoapte la cafelele cu lapte. El crezuse băietanul că bănuțul-i gologanul sau un leu frumos și nou pus cumva în orice ou. Nu știa că-i stă pe fund oului un gol rotund pentru plod și pentru pui, când ia trup făptura lui, că sub coaja strânsă caer stă păstrat un pic de aer, că a trezit din nesimțire puiul mamii să respire.